sunt... Dar toată lumea cred că știe lucrul ăsta. Eu sunt convins că nu există ceva de așa. Atunci poate că căutai să, cumva să te scuzi. În spațiu public au apărut o serie de imagini și comentarii care este de fapt situația reală de la grădina zoologică. Păi, după cum ați putut vedea și dumneavoastră, în grădina zoologică, profesorul Cristian Reșița, lucrurile sunt perfect normale. Tot ce a apărut în spațiu public sau pe site-urile de socializare nu reflectă realitatea de pe teren. Ce pot să vă spun? Cred că cineva care a postat acele imagini defăimătoare la adresa grădinii zoologice nu sunt fondate. După cum ați putut vedea, specia de lopătar este în regulă, maimuțele la fel sunt în regulă, leii sunt sănătoși, tun, hrană, au, zimbrii, ating o greutate de... masculul la 700 de kilograme, se poate vedea pe imagini sau pe ilustratele care le puteți lua din grădina zoologică. Ce aș putea să mai spun? Ne-am pregătit în iarna aceasta cu produse pentru ierbivore, pentru animalele periculoase. Am adus fân, am adus paie așternut de iarnă, anumite țarcuri unde avem animale exotice, avem încălzire în pardoseală, deci trecem cu bine, ca să zic așa, peste iarna aceasta, fără niciun fel de problemă. Nu știu de ce s-a iscat această... Nici nu știu cum să-i spun, rea intenție, exces de zel, elanul tinereții acestei domnișoare. De un leu care nu are vârsta, are 13 ani în... Da, leul George, pe numele lui, are 13 ani, este un leu relativ bătrân, dar este perfect sănătos. Faptul că cineva a afirmat că nu se știe ce este leu sau câine este... reintenție, pur și simplu este reintenția. Domnule director, ne aflăm chiar unde a fost făcută acea poză cu zimbrul. Din fericire, zimbrul arată mai mult decât ok. După cum puteți vedea și dumneavoastră, cu ochiul liber, zimbrii sunt perfect sănătoși, hrăniți regulamentar, se administrează hrană necesară. Nu cred că se pune problema despre zimbru slab sau bolnav, așa cum s-a speculat. Da, uite ce, uite ce frumos. Alex. George of the Jungle. Intră tu, intră tu. Ce e?
jacuzzi. Cel care este primit pe rău. Nu, pozele pot să fie foarte intense. Să nu vă auzi, taci. Pe internet au apărut o serie de fotografii cu animalele de la zoo. Am înțeles că v-ați autosesizat. Care este situația acolo, de fapt? După apariția imaginilor pe rețele de socializare și inclusiv pe unele televiziuni, ne-am autosesizat, ne-am deplasat chiar eu personal la grădina zoologică să verificăm acele imagini plus cele postate de acea domnișoară sau doamnă, să verificăm dacă este adevărat sau imaginile sunt tendențioase. Vreau să vă spun că după ce am făcut verificarea adăposturilor și a condițiilor în care sunt adăpostite și îngrijite, peste tot, în fiecare adăpost s-a găsit hrană, apă curentă, condițiile de igienă erau corespunzătoare. Animale nu păreau că ar fi într-o stare de, eu știu, de neîntreținere, nehrănire. Așa, singura situație sau singurele situații sunt legate de starea leului bătrân, care are o vârstă peste 13 ani. Acolo e o problemă legată un pic de starea lui fiziologică, legată de vârsta înaintată, de probleme la dentiție,
automat nu mai asimilează organismul ca și un organism tânăr. Dar în același adăpost și în același țarc sunt doi lei, cel bătrân și unul mai tânăr. Cel tânăr este frumos, sănătos, gras, da? Din asta reiese că sunt hrăniți și îngrijiți, dar că e problemă cu vârsta. Aceeași situație este și la adăpostul lupilor. Sunt lupi din 2007. Știm că durata lor medie de viață este undeva 6-8 ani. Ei supraviețuiesc datorită îngrijirii bune pe care o primesc. Au probleme legate de dentiție, la fel, așa. Și la adăpostul zimbrilor, pentru un ochi necunoscător, pare că sunt animale slabe și neîntreținute, dar conformația și constituția lor este specifică, cu un greabăn puțin mai ascuțit, cu o coamă și care dă impresia că este un animal slab, dar nu se pune în discuție să nu fie hrănite și să nu fie îngrijite. Grădina zoologică are stocuri de furaje, de hrană, se fac aprovizionări zilnice. Nu, în registrele de consultație sunt înregistrate de parazitări, vitaminizări pentru animale și lucrurile decurg bine. Ancheta, într-adevăr, este în desfășurare. Avem și acum acolo o echipă de colegi care verifică toate documentele, verifică registrele, să vedem dacă este o problemă reală. Dar până în acest moment, consider că acele imagini au fost tendențioase. Vă rog să vă prezentați. Numele meu este Borchescu Pavel, director executiv, Direcția Sanitar Veterinară Caraș-Severin. Vă rog.